Că câteva versete din Luca 24. Nu vor fi chiar în ordinea în care au fost scrise, o să iau așa câteva versete. În acea zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emmaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedecați să-L cunoască. Și mai departe, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Și mai departe, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbav nici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Mă și opri la versetul 16, dar ochii lor erau împiedecat să-L cunoască. Vedem aici relatarea a doi din ucenicii lui Iisus. Știm de unul din ei cine era Cleopa. Despre celălalt nu știm mare lucru. Dar, în orice caz, erau doi ucenici care l-au căutat pe Isus. Erau din cercul lui Isus. Și-au pus nădejdiile în Isus. Și-au ajuns în această stare în care erau, probabil, disperați probabil dezamăgiți, tulburați, confuzi. Într-o stare care, după cum ne spune Sfânta Scriptură, uh, erau profund îndurerați. Durerea, probabil, sau nu probabil, sigură a pierderii cuiva foarte drag lor, în care și-au pus toate nădejdile. Uh, Problema din câte mă gândesc eu era că asemenea altor, altora din vremea aceea ei au văzut istoria aceasta a răscumpărării prin partea greșită a spunea telescopului. Nu ne uităm într-un telescop să descoperim o, nu știu, o planetă, Venus sau. Și ne uităm pe partea cealaltă. Sigur că apare foarte departe, foarte confuz, nu mai știm ce este în noi. Deci, pe de o parte, este această durere. Pe de altă parte, a faptului că, nu știu, toate nădejdile lui se, în lor, probabil, se, se surpasă. Și aici poate că ne regăsim cu toții. Deci nu este numai și numai istoria lor. Poate că este și istoria noastră. La modul spiritual mă refer. Atunci când poate că suntem, nu știu, devastați la un tric, prin faptul că parcurgem drumul spre locul tăcerii și al despărțirii de cineva foarte drag. Poate că atunci când planurile ne sunt frente când aspirațiile se prăbușesc. Sunt foarte multe momente de genul acesta pe care le parcurgem în viață. Întrebarea este, oare ce facem în aceste momente? Isus li se arată pentru că nădejdea lor a continuat să fie. Deși deznădăjduiți, dar ei au rămas cu nădejdea în el, în așteptarea lui. Și cred că acest lucru, chiar dacă, spuneam, erau dezorientați, debusolați, nu știau ce să mai creadă despre ei, poate că, nu știu, greutățile vieții îi apăsau foarte tare. Și toate aceste lucruri i-au făcut să fie... Îmi vine în minte o carte dezamăgit de Dumnezeu. Poate că am trecut și noi prin astfel de, de, de experiențe, pe care cel puțin din când în când le-am parcurs. Iensă este cel care a scris această carte. După ce a scris o altă înainte, unde este Dumnezeu când sufă, și a primit foarte multe scrisori, sigur se referea mai degrabă la suferința fizică, dar foarte multe scrisori cu o serie de uh, experiențe ale unor oameni, unor frați chiar, care relatau luptele lor, rănile lor lăuntrice. Și atunci și-a propus să scrie această carte. Uh, de care vă spuneam, a, dezamăgit de Dumnezeu. Probabil că și noi suntem uneori dezamăgiți. Spuneam, drumul spre Maus este drumul rătăcirii, dar în același timp și drumul regăsirii. Dar nu este numai drum, nu este numai o călătorie. Cred că este și un moment. Ia spune momentul Maus. Și aici mi-am de o întâmplare. Este descrisă de un scriitor creștin american, la rândul lui, eu, povestește un om pe care l-a întâlnit întâmplător. Știindu-l scriitor, i-a spus: Uite ce am pățit eu. La vârsta de vreo 37 de ani, fiul lor a avut un accident de mașină și-a rămas într-o stare de necunoștință, o stare comatoasă, o stare vegetativă, da? o stare în care nu auzea, nu reacționa la niciun stimul. Și atunci i-a spus, ne-am dus ani de zile la căpătăiul lui, în fiecare era într-un azil de data aceasta, dar nu-l mai iubim pe fiul nostru. Nu-l mai iubim. Ne facem datoria de părinți, mergem, îl vizităm. Și lucrurile acestea s-au întâmplat an la rândul. Și odată, mergând, ușa salonului era întredeschisă și a văzut un bătrân la căpătuiul lui. Au stat și s-au uitat la el ce face. Și au văzut că începe să povestească cu el. Și s-au întrebat, bine, bine, dar ce poate să povestească? Oricum nu aude nu reacționează în niciun fel. Ce rost are toată povestea? După care a luat Scriptura, i-a citit cu voce stinsă, i-a citit câteva versete. După care, și aceeași întrebare, la ce bun? Oricum nu aude, nu înțelege, nu-i spune nimic lucrul acesta. Iar în final s-a rugat pentru el. Și atunci, ei, acel bărbat relata, în momentul acela ni s-au deschis ochii. Să vedem, chiar dacă nu aude, chiar dacă nu înțelege, ochii lui spiritual sunt deschiși. Și în felul acesta, practic, ochii noștri s-au deschis să-l vedem și să-l înțelegem pe Dumnezeu lucrând prin viața lui. Probabil că un astfel de moment, maus, au trăit și sigur la altă scară și cei doi ucenici de care vă spuneam. E un proces în care intrăm de multe ori, această dezamăgire, spuneam dezamăgirea de Dumnezeu, față de Dumnezeu. Nu știu, avem niște proiecții. Cum ar trebui să arate viața noastră? Și de multe ori viața noastră nu arată nici pe departe cum ne proiectăm noi. Și această dezamăgire poate să ducă mai departe la un gen de revoltă împotriva lui Dumnezeu, la o mânie, iar mai departe la sentimente de frustrare, ca să ajungă la îndoială. Și ce se întâmplă după îndoială? De multe ori putem să ajungem la cinism la o împietrire, nu ne mai interesează nu, să nu mai auzim nimic de Dumnezeu, sau la o stare de devastare lăuntrică, de disperare, de dezolare, așa când tot timpul ne gândim, numai nouă ni se întâmplă. Sigur, pe de altă parte putem să trăim și experiența acestor apostoli, acestor ucenici, practic nu erau apostoli ai Domnului, în care li se arată și înțeleg, da, de fapt cine este. Că istoria practică, care o credeau ei, a răscumpărării, nu este o istorie a eliberării de durere, ci o eliberare prin durere. Hristos a înviat.